Nu este niciun dubiu că mântuirea noastră afectează în mod fundamental trăirea din fiecare zi. Felul în care percepem mântuirea afectează viața noastră. Felul în care ne gândim la mântuirea pe care Dumnezeu a realizat-o în noi afectează felul în care trăim în viitor. Mântuirea afectează modul în care evangelizăm, mântuirea afectează felul în care consiliem, mântuirea afectează felul în care îi privim pe frații noștri. Este pilonul fundamental al vieților noastre. Este cel mai important subiect, dacă suntem sau nu suntem mântuiți. În această zi, în episodul acesta, vreau să vă atrag atenția asupra mărturisirii de credință a fraților creștini după Evanghelie, care, din punctul meu de vedere, este cea mai corectă mărturisire de credință în ce privește subiectul mântuirii, da? În soteriologie. Și sunt doar 4 sau 5 puncte la care ne vom uita fugitiv în această mărturisire și, în mod special, clipul acesta este pentru frații creștini după Evanghelie, pe care vreau să-i îndemn să-și cunoască mărturisirea, să-și predice mărturisirea, pentru că este o mărturisire biblică, și să o aplice în toate domeniile bisericii. În consiliere, în evangelizare, în frățietate, în felul în care se raportează la fraților, în catehizare, în candidați, în alegerea sau primirea candidaților la botez și așa mai departe. Haideți să analizăm câteva articole foarte importante din această mărturisire. Primul articol este despre căderea omului în păcat. Și se spune așa: noi credem și mărturisim că în urma păcatului comis de Adam, prin încălcarea cuvântului Dumnezeu, omul și-a pierdut starea de nevinovăție și statutul de administrator de plin al lucrării lui Dumnezeu, căzând sub blestemul morții spirituale și fizice, adică despărțit de Dumnezeu. O explicație excepțională preluată din Efeseni capitolul 2 și Efeseni capitolul 4, care spune că suntem străini, separați de Dumnezeu, de viața lui Dumnezeu, suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Omul este corupt și, ascultați expresia, total depravat în structura asta spirituală și morală. Această expresie este foarte greșit înțeleasă. Nici ei, nici noi nu ne referim la faptul că omul este distrus de păcat, ci la faptul că mintea lui, voința lui, sentimentele lui, conștiința lui sunt afectate de păcat. Ceea ce omul gândește, ceea ce omul simte, ceea ce omul face este păcătos. În despărțire de Dumnezeu, tot ce face omul este păcat. Da? Nu că din exterior totul este văzut ca și păcat, ci înaintea lui Dumnezeu, tot ce produce o inimă păcătoasă este păcat. Apoi spune: omul este incapabil să aleagă sau să facă ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Asta ar redefini toate metodele de evangelizare. Dacă omul este incapabil să aleagă sau să facă ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, dacă nu intervine Harul Divin, atunci nu mai pune presiune pe voința omului sau pe sentimentele omului, pentru că el este corupt, total depravat în structura sa spirituală. Da? Apoi repetă, în caz că nu ai înțeles, că noi credem și mărturisim că omul în sine însuși nu are puterea de a se mântui singur. Deci nu îi cere omului să facă un pas către Dumnezeu, că Dumnezeu face doi către el, că omul nu poate să facă pasul acela dacă nu intervine Harul lui Dumnezeu. De aceea omul este pierdut pentru totdeauna. Omul nu-l va căuta din propria inițiativă pe Dumnezeu. Nu există acei oameni care îl caută pe Dumnezeu, domnule. Nu există. Nu există om care să-L caute cu tot din adinsul, cu sinceritate, din toată inima pe Dumnezeu, decât dacă Dumnezeu pune această căutare în el, dacă Dumnezeu implantează această căutare în el. Iar împlinirea voii lui Dumnezeu este pentru el o nebunie. Inima lui este nespus de înșelătoare, deznădăjduirea, îndreptată numai spre rău. Asta este totală depravare. Înclinația omului este în totalitate spre rău. Omul este total depravat. Nu știu cât, în câte biserici creștine pe Evanghelie se predică doctrina asta, care este fundamentală. Fundamentală, ca să-l aduci pe om la epuizare, ca să-l aduci pe om la disperare, ca să strige din toată inima lui spre Domnul Iisus Hristos. Da. Nu știu câți oameni aplică lucrul ăsta în evanghelizări și îi face să renunțe la metodele de manipulare prin care oamenii sunt făcuți ca să ia decizii. Da? Al doilea subiect, mai ferbinte, mai dezbătut, mai controversat, este alegerea. Noi credem și mărturisim că alegerea este actul suveran al lui Dumnezeu prin care, înainte de întemeierea lumii, El a pus deoparte pe cei pe care i-a chemat, i-a regenerat, i-a mântuit și a sfințit în Hristos. Mântuire completă. Cine e ales de Dumnezeu, îi mântuit în mod complet pentru totdeauna. Nu există pierderea mântuirii, conform acestui articol. Baza alegerii lui Dumnezeu nu este preștiința credinței noastre sau a faptelor noastre, cum se spune în general în evanghelism, ci este buna plăcerea voii sale. Este interesant și versetele pe care le dă. Efeseni 1 și Romani 9, da? Esau respins, Iacov primit. Isaac primit, Ismael respins. Și exemplele continuă, da? Foarte important de observat.
Baza legii lui Dumnezeu nu este credința pe care Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită pe coridorul timpului și vede credința noastră și de asta ne lege. Baza alegerii este buna plăcerea voii sale. De ce Dumnezeu a ales Dumnezeu pe unul și nu pe altul? Că așa a vrut El. În același timp, ei spun, noi credem și mărturisim că Dumnezeu nu a ales oameni pentru condamnare, ci numai pentru mântuire. Pentru unii calviniști asta ar fi o concesie pe care, sau un compromis pe care frații îl fac. Eu nu cred, pentru că dubla predestinare spune în teologia reformată că predestinarea la rai și la iad sunt asimetrice, în sensul în care Dumnezeu alege pe unui oameni să-i mântuiască, dar pe aceea nu-i împinge spre iad. Nu-i condamnă pur și simplu așa. Nu, Dumnezeu pe ceilalți îi trece cu vederea sau îi lasă deoparte, da? Ceea ce este foarte diferit, este asimetrică. Dumnezeu pe cei care, pe cei aleși la mântuire, Dumnezeu pe aceea îi cheamă, îi atrage, îi mântuiește în mod activ, iar pe ceilalți îi trece cu vederea, da? Nu-i împinge, dacă aș putea să folosesc limbajul acesta. Este o perspectivă echilibrată despre alegere sau predestinare, pentru că spunem, noi credem și mărturisim că alegerea suverană a lui Dumnezeu nu elimină responsabilitatea credincioșilor de a evangheliza pe cei pierduți. Unii zic, oh, dacă Dumnezeu a ales numai pe unii, de ce să evangelizăm? Ia auzi de ce. Pentru a fi mântuit, omul are responsabilitatea de a crede în jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci predestinarea nu te mântuiește în mod automat. Tu trebuie să crezi, altfel nu ești mântuit. Niciun predestinar nu poate să fie mântuit decât dacă crede în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar de ce mai predicăm Evanghelia? Auzi de ce? Dumnezeu a hotărât ca păcătoși să fie mântuiți prin vestirea Evangheliei. De asta. Predicăm Evanghelia, deși credem în alegerea lui Dumnezeu, pentru că cei aleși vor fi mântuiți numai prin predicarea Evangheliei și vor fi mântuiți prin credință, nu fără ea. Dar predestinarea facilitează predicarea Evangheliei. Predestinarea produce credința. Al treilea articol despre răscumpărarea Domnului Iisus Hristos. Este genial, cel puțin într-o afirmație care se face la un moment dat în articolul acesta. Ia auziți. Al treilea paragraf. Lucrarea pe crucea Domnului Iisus nu l-a făcut pe om capabil de a fi mântuit, ci l-a mântuit. Foarte important articolul ăsta. Extrem de important. Extrem de important. De ce este foarte important? Este foarte important pentru că în foarte multe evanghelizări se vorbește despre jertfa Domnului care a realizat ceva potențial. Domnul ne oferă, Domnul ne invită, Domnul ne cheamă. El a făcut posibilă mântuirea. Nu, frații spun, nu, Domnul n-a făcut posibilă mântuirea. Domnul a murit ca să mântuiască oameni la propriu. Într-un anume sens, noi am fost mântuiți la crucea de la Golgota. Noi am fost mântuiți la Calvar. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască, nu să ofere mântuirea. Nu să creeze posibilitatea de a fi mântuit. Nu să-i dea omului șansa de a alege mântuirea, ci a venit să-l mântuiască. Oamenii cineva se întreabă, atunci de ce mai trebuie să credem și să ne pocăim dacă Domnul ne-a mântuit la cruce? Auzi de ce? Chiar dacă această lucrare se aplică mai târziu. Deci există o diferență între realizarea mântuirii și aplicarea mântuirii. Hristos a realizat mântuirea în chip desăvârșit la crucea de la Golgota, dar aplicarea mântuirii se face prin Duhul Sfânt la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Da? Chiar dacă această lucrare se aplică mai târziu în viața oamenilor, ei sunt mântuiți pe baza sângelui vărsat de Domnul Iisus Hristos la cruce, lucrarea ispășitoare fiind încheiată. Credința noastră, pocăința noastră, lucrate de Duhul Sfânt în noi, nu adaugă nimic la răscumpărarea noastră. Absolut superb articolul acesta și afirmația aceasta și în celelalte afirmații pe care le puteți citi în mărturisire la articolul acesta. Ultimul punct asupra căruia vreau să vă atrag atenția, și acesta controversat și dezbătut, este cel legat de siguranța mântuirii sau pierderea mântuirii. Frații arată foarte clar în articolul acesta că mântuirea nu se pierde. Noi credem și mărturisim că cei care au crezut în jertfa Domnului Iisus, dar nu cei care cred ei că au crezut, cei care au crezut cu adevărat, sunt mântuiți și au viață veșnică. Domnule, asta e siguranța mântuirii. Toți cei născuți din nou, dar nu doar cei care cred, îi descrie complet, sunt păstrați și păziți de Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus Hristos. Înțelegem așadar foarte clar din articolul ăsta și din referințele pe care le dă că nu se crede în pierderea mântuirii. Creștinii după Evanghelie nu ar trebui să creadă în pierderea mântuirii, da? De ce? Pentru că cei născuți din nou, cei care au crezut cu adevărat în jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt păstrați și păziți de Dumnezeu Tatăl pentru Domnul Iisus Hristos. Deci la bază este legământul veșnic pe care l-a făcut Tatăl cu Fiul, prin care i-a dat niște oameni. Și pe toți aceia Dumnezeu Tatăl îi păstrează pentru Domnul Iisus Hristos. Iar unii ne bajucurești și zic, păi dacă voi credeți că mântuirea nu se pierde, voi învățați pe oameni să trăiască cum vor ei. Auzi bajucura asta peste tot.
Frații spun, lucrul ăsta nu este adevărat. Această siguranță îi motivează pe credincioși să trăiască o viață de sfințenie și nici de cum o viață de compromis cu păcatul. Dacă tu, om născut din nou, te gândești că, mântuirea nu se pierde, pot să trăiesc cum vreau eu, înseamnă că te înșel pe tine însuți. De fapt, nici nu ești născut din nou. Nici nu ești născut din nou. Dacă tu, om născut din nou, te gândești că ai putea să abuzi de har și să profiți de har și să trăiești în păcat, n-ai înțeles ce face harul în viața omului, care nu doar îl iartă de păcat, ci îl eliberează de păcat. Este un har de a trăi în sfințenie, nu este un har de a trăi în păcat. Duhul Sfânt este Duhul Sfințenie, nu este Duhul Sfânt care ne ține în păcat. Sfatul meu este, se îndreaptă în mod special, îndemnul meu, în mod special către frații mei creștini după Evanghelie, care au o mărturisire extraordinară, cel puțin în aspectul acesta soteriologic al mântuirii. Sfatul meu este să citească mărturisirea, să învețe mărturisirea, să studieze mărturisirea, să pună mărturisirea în lumina Scripturii și să predice mărturisirea, dar mai cu seamă să aplice mărturisirea aceasta. Când e vorba de botez, da, candidații care vin la botez, când e vorba de catehizare, să învețe doctrina corectă despre mântuire, când e vorba de evangelizare, să renunțe la toate metodele false și să predice împotriva metodelor false de evangelizare, manipulatorii psihologice, cu ridicatul mâinii, cu hotărâtul, cu repetarea de rugăciuni, cu venitul în fața altarului, să nu primească predicatorii care predică o falsă doctrină despre mântuire, care evangelizează într-un mod fals pentru că n-au înțeles ce este mântuirea conform Sfintelor Scripturii, să privească pe fraților în felul în care Biblia ne spune că trebuie să-i privim pe cei mântuiți. Implicațiile sunt enorme în viața bisericii, în toate aspectele vieții credinciosului individual vorbind și în viața bisericii. Are implicații eclesiale fantastice, are implicații în eclesologie extraordinare. Sunt în biserici creștine pe Evanghelie și am auzit cel puțin un caz în care un frate s-a ridicat și a spus public, pentru că în biserică erau niște frați care credeau că mântuirea nu se pierde, cum spune și mărturisirea, s-a ridicat și a spus, cei care crede lucrul acesta învață și cred o învățătură satanică. Întrebarea mea este, Domnul Iisus a predicat o învățătură satanică când a spus, cine crede în mine are viața veșnică, nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață? Mărturisirea ta, frate, sau fraților care credeți că doctrina siguranței mântuirii este o doctrină satanică, mărturisirea voastră este o mărturisire satanică, eu v-aș invita nu la scandal, nu la tărăboi, nu la dezbinare, dar pentru că ăsta este cel mai important domeniu al vieții noastre. Este cel mai important lucru de care avem nevoie să fim siguri 100%, să avem o certitudine deosebită cu privire la doctrina asta. Să vă ridicați, să discutați, să puneți oamenii în fața mărturisirii, să faceți copii, să le împărțiți la frații din adunare, să discutați cu ei, da? Să dialogați, să faceți studii pe subiectul acesta și să se facă o lămurire foarte clară asupra a ceea ce credeți și ar trebui să credeți despre mântuire. Este inacceptabil în biserici creștine pe Evanghelie oameni să vorbească în felul acesta despre mărturisirea lor de credință. O, poate este cineva care spune, eu nu cred că e satanică doctrina asta siguranței mântuirii sau alegerii sau a predestinării sau a totale depravării. Nu cred că e satanică, dar cred că este eronată. Trebuie să te definești, domnule, ești creștin după Evanghelie sau nu? Dacă nu ești nici măcar în doctrina despre mântuire creștin după Evanghelie, atunci ce ești creștin după Evanghelie? Ce contează mai ești creștin după Evanghelie, escatologie sau în conducerea bisericii sau în alte aspecte care nu sunt atât de importante ca subiectul acesta? Caută-ți o adunare în care toți oamenii cred ca tine, în pierderea mântuirii, în care oamenii nu cred în predestinare sau în alegere bazată pe buna plăcerea voii lui Dumnezeu, ci bazată pe preștiință. Du-te într-o adunare care te reprezintă cu adevărat. Care te reprezintă cu adevărat. Nu sta acolo să duci oamenii în eroare, mai ales dacă ești predicator sau prezbiter, și să deturnezi viziunea fraților creștini după Evanghelie și să deturnezi doctrina lor și să distrugi doctrina lor. Studiați-o, predicați-o, împărțiți-o, pentru că este o mărturisire la propriu, care merită. În afară de mărturisirea baptiștilor reformați care au mărturisirea de credință la 1689, eu nu cred că este o altă mărturisire care se reprezinte biblic, profund biblic, excepțional, doctrina biblică despre mântuire.